Suntem de la Wikimedia și avem serviciu ofer pentru tine. Loredana, te felicităm cu ziua ta de naștere. Îți urăm mulți, mulți ani frumoși. Fie ca toate dorințele tale să se îndeplinească. Și, uite, aceste flori sunt pentru tine. Mulțumesc. Și baloanele, ca tu să ai o copilărie cât mai frumoasă, plină de culoare, luminoasă. Și o tortă personalizată este cu drag cu ocazia zilei de naștere și mai avem un cadou așa deosebit. Și dacă tu intuiești ce poate fi aici și probabil inima ta se pune și din partea cui poate fi această surpriză. Cine s-a străduit să organizeze așa o surpriză frumoasă pentru tine? Părinte! Da, într-adevăr. Cel care s-a străduit, ne-a întâmpinat, este frățiorul tău, Cristin, dar surpriza este cu drag de la scumpii tăi părinți, de la mămica, de la tăticul, de la Cristina împreună cu Mariana. Ei cu toții te iubesc foarte mult și să știi că ești sursa lor de fericire, de bucurie și vor astăzi să-ți vadă ochișorii tăi așa încărcați cu lumină și să sclipească doar de bucurie. Uite, acest cadou la fel este pentru tine și te rugăm acum să-l deschizi și să-ți vedem privirea ta. Cât de mult îți place ceea ce s-a străduit părinții pentru tine. Să-ți ofere în dar. Doar moște, de ce? Și? Da. Loredana, ce le spui părinților și frățiorului tău, Mariana? Le mulțumesc foarte mult că nu m-am așteptat și îi iubesc tare. Nu te aștepta, tu-ți și un mesaj de felicitare de la scumpii tăi părinți. La mulți ani, scumpa noastră fetiță Loredana, ziua în care ai apărut în viața noastră a rămas mereu în memorie ca cea mai minunată sărbătoare. Dragă noastră, astăzi îți dorim ca toate dorințele tale să se îndeplinească, să reușești să obții ce este al tău, fie ca străduința și insistența ta să te ducă spre câștig și, și spre vârful succesului. Iar noi mereu te vom ajuta, te vom asculta și te vom susține în toate. Să știi că sunt fericită să fiu mămica ta și te iubesc foarte, foarte mult. Bucuria noastră, fii sănătoasă, atrăgătoare, frumoasă și iubită. Îți spunem cu toții la mulți, mulți ani. Mulțumesc. Uite, așa un mesaj am reușit noi să oferim de la mămica ta care ne l-a transmis cu ocazia zilei de naștere. Și împreună cu tăticul, cu frățiorul, cu Mariana, ei te cuprind și se roagă ca toate dorințele tale să devină realitate. Principalul ca tu să știi ce îți dorești. Să știi că ei mereu ți vor fi alături, te vor ajuta, te vor susține, doar ca tu să fii fericită. Și ne spui cum tu sărbătorești ziua de naștere, cine sunt, ai colegi, ai prieteni alături? Prieteni, colegi din școală, rudele, prieteni. Bun, și ce mai spui părinților? Ai vreo promisiune pentru părinții tăi? Da. Le promit că voi fi ascultătoare cu minte și o învăța bine. Ce-ai și vrea și mai tare. Tatica. Da, și părinții tăi ambii vor de la tine ca să te vadă împlinită și tot ceea ce faci să faci cu drag și să înveți cu drag și să fii de ajutor cu plăcere și să ai așa un viitor cât mai luminos în drumul tău, să fie fără obstacole și ca bunul Dumnezeu să-ți ocrotească orice pas al tău. La mulți ani îți spunem și noi. Mulțumesc frumos! Și acum, Loredana, da, îți doresc mult sănătate, fericire, succes mare la învățătură, să rămâi tot timpul așa de frumoasă cum ești tu. Numai să surprizi și să asculti părinții. Mulțumesc! Vreau să-i doresc mult sănătate și șase! Ai apărut în viața mea ca o comoară, fetița mea,
fetița mea. Și numai tu poți să faci ca să-mi presară și sufletul și inima. Ai apărut în viața mea ca o comoară, fetița mea, fetița mea. Și numai tu poți să faci ca să-mi presară și sufletul și inima. Fata mea e o minune, fata mea. Aș muta munții din loc doar pentru ea. Eu știu că am pentru cine să trăiesc, fata mea, ce mult o mai iubesc. Fata mea e o minune, fata mea. Aș muta munții din loc doar pentru ea. Eu știu că am pentru cine să trăiesc, fata mea, ce mult o mai să știi, fetița mea, eu fac orice doar pentru tine. Orice ar fi, orice ar fi. Tu îmi faci mie toate zilele senine. Și vreau să știi, și vreau să știi, fetița mea, eu fac orice doar pentru tine. Orice ar fi, orice ar fi. Fata mea e